Majestatea sa și cu mine suntem nespus de bucuroși să vă vedem din nou. Au fost șase luni chinuitoare pentru tot globul pământesc. Și a fost greu să stăm departe de dumneavoastră după atâția zeci de ani în care nu trecea pozi să nu ne vedem cu distinși reprezentanții ai comunităților noastre sau ai țărilor prietene. Astăzi însă întâlnirea care are atât de multă semnificație pentru noi șterge toate... Suferințele zilei și suntem nespus de recunoscători instituțiilor statului, generoaselor contribuții și parteneriate ale Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne, Ministerului Educației, Ministerului Culturii, pentru atât de Frumoasa dovadă de generozitate și de viziune, de a întregi rostul Palatului Elisabeta, în sensul că el nu este doar un loc în care se contribuie la dezvoltarea României în fiecare zi, ci și un loc care ne aduce aminte de identitatea noastră națională. Așa că, precum alte capitale din lume, Londra sau Bruxelles sau Stockholm, Bucureștiul deschide porțile palatului regal și îmbină activitatea de zi cu zi cu um, rostul de catedrală, de sanctuar nereligios, dar uh, spiritual, care vorbește despre atât de dificilă perioadă de 150 de ani care au trecut de la întemeierea de la începuturile României moderne. Am fost unul din voluntarii expoziției de la Palatul Elisabeta și alături de mine i-am avut pe colegii mei pe care i-ați cunoscut deja, Cristina, Flavia, Bogdan, Anda, Ștefania, Georgios, Cosmin, Murat, iar în a doua parte pe Elena, Cristina și Mihai. Voluntari cu vârste cuprinse între 20 și 77 de ani. Am fost o echipă foarte unită, am învățat mult unii de la ceilalți, am învățat împreună și cel mai important este că ne-am ajutat ori de câte ori a fost nevoie. Cred că vorbesc în numele tuturor colegilor mei când spun că această experiență a fost o onoare pentru noi să fim găzduiți de Familia Regală a României, să ne putem petrece vara într-un palat înconjurați de artă și istorie și mai ales de oamenii foarte frumoși ai Palatului Elizabeta. Suntem mândri că am fost prima generație de voluntari ghizi ai expoziției. La finalul acestei expoziții, în care porțile palatului au fost deschise, am realizat cât de mult au apreciat vizitatorii șansa de a pătrunde în Universul Monarhiei din România, să pășească într-un palat încărcat de atât de multe istorie și mi-a subliniat încă o dată imperioasa nevoia oamenilor de familia regală și a tot ceea ce reprezintă. Palatul Elisabeta deschis publicului este o necesitate pentru București. Și este posibilitatea locuitorilor de a-și cunoaște mai bine rădăcinile și istoria, de aceea el va deveni un obiectiv cultural prezent constant pe harta orașului. Expoziția regală și panoul pe care astăzi îl vom aduce în atenția dumneavoastră este de fapt un motiv important acela de a ne promova cu adevărat evenimente importante ale istoriei. Societatea noastră este o societate specializată în, așa cum bine știți, în editarea și comercializarea mărcii poștale ca un adevărat simbol de țară. A încercat de-a lungul celor 16 ani să promoveze și să deruleze un susținut program de popularizare a marilor valori ale României, înscriind la loc de cinste în tematica filatelică rolul pe care monarhia română l-a avut în modernizarea și reîntregirea țării. Vă mărturisesc cu cu aceeași emoție, dar și cu mândrie, faptul că am reușit să oferim colecționarilor de mărși poștale și tuturor celor care nutresc sentimente puternice pentru monarhie, o istorie completă a regalității române în imaginile timbrelor care prezintă toți regii și reginele României. Totul s-a realizat într-o colaborare exemplară cu Casa Regală a României și cu bunăvoința manifestată permanent de Majestatea Sa Margareta.